Forța Cartel Alfa Sălaj se reduce la liderul Pompilu Ceaca și frații Haimen. Mișcarea sindicală organizată de Cartel Alfa la nivel național a însemnat în plan local maxim 15 protestatari, inclusiv frații Haimen și prietenul lor Ghiță, 5 jandarmi a căror prezență nu era deloc necesară și un orator înfocat venit tocmai de la centru. Responsabil cu mobilizarea a fost Marius Cernenco, vicepreședintele Metarom. Acesta a venit în fața auditoriului extrem de redus cu un discurs puternic și apăsat. Care dă patronatelor toate auspiciile, iar nouă salariaților nu ne mai dă nimic, ne strivește în picioare. Ăsta-i capitalismul sălbatic, primitiv. Sindicalistul a lovit în întreaga clasă politică. L-a așteptat pe prefect în mijlocul mulțimii, dacă grupul minuscul de participanți se poate numi așa, și a cerut mai multe drepturi pentru salariații asupriți de patronate. Toți fac același lucru, n-au nicio ideologie, niciun bun simț, sunt niște impostori care vor doar să se urce la putere. Stăm în genunchi cum n-am stat nici pe vremuri în fața turcilor sau a maghiarilor, a Imperiului Austriac. Este inadmisibil, trebuie să ne câștigăm demnitatea. Domnilor guvernanți, iată, peste tot în țară, astăzi se fac pichetări organizate de Cartelul Alfa. Poate domnul prefect transmite ceva la București? Că probabil de asta l-a pus nu știu care guvern. Ha, par n-am. Cred că tot de la înainte, nu? Da, dacă nu sunt din zonă. Da, poate ne aude domnul prefect și transmite la București, printre alte preocupări pe care le au, că oamenii nu pot trăi și nu pot supraviețui cu demnitate, domnule prefect, cu actuala legislație a muncii. Iar USL-ul ne-au propis nouă sindicatelor că vor schimba legile nenorocite date de Boc și de ceilalți din fosta coaliție. Lista de revendicări e lungă. Sigur, anumite legi care trebuie să suporte modificări, inclusiv salariul minim pe economie, creșterea lui la minim 850 de lei în etapa următoare, deblocarea posturilor în sistemul bugetar acolo unde efectiv este nevoie și nu se pot acoperi activitățile, legea, modificarea și aprobarea de urgență a modificărilor a legii unice de salarizare în sectorul bugetar, crearea de locuri de muncă. Cât privește participarea redusă? Deci, în primul rând, de în start, noi am previzionat o acțiune la care mai mult de 60-80 de persoane nu am intenționat să adunăm. Sunt totuși 10 persoane. Ci doar am vrut să tragem un semnal de alarmă. Din păcate, sunt sindicate aici și nu sunt. Acțiunea de pichetare s-a încheiat oficial la ora 2. Dacă ne luăm după numărul de participanți, putem spune că parcă nici nu a avut loc.